Salut! Cum te cheamă? Darius. Da? Vrei să apar pe YouTube? Da. Am văzut că ai niște găini și niște păsări pe aici. Da. Ia întreabă pe maică ta, te lasă? Sau părinți, îți dau acordul? Da. Păi întreabă să auzim. Strigă că te auge, ia, e acolo. Mami, de acordul să prezinte găinile. Da, cum să nu? Hai să vedem, acolo am văzut o cușcă frumoasă, ce ai acolo? Ce fel de păsărele sunt alea? Păsărele zâmbărețe. Păsărele zâmbărețe, wow! Mai ai ceva în cușca asta? Gen! Hm? Avem aici și o pisică care le vânează. Cum o cheamă pe pisică? Otoman. Otoman îl cheamă? Oto? Da. Hei, Oto? Parcă aveai și fazane aici, nu-i mai ai? Da, ia. Ia vezi unde se ascunde. Uite și fazanul, uite fazan. Ăla e masculul? Clocește? Are ouă? Nu clocește. Și altceva în afară de păsărelele astea, de turturele și de găini mai ai? Și de fazani mai ai? Nu, mai am. Și ce poți să mă arăți? Sau nu le cunoști? Ha? Ce poți să mă arăți? Bine, poți să-ți arăți viandotele. Pinta, pinta, că nu... Ai pita, pinta? Da, am și o corcitură. Da? No, hai să le vedem. Aici le ai pe pita, pinta. Suntem uși și cocoșul. Oh, ce găini frumoase ai. Astea sunt pita pinta asturiana, așa-i? Wow, stai să ies un pic, să te pot filma mai bine. Asta e o găinuță. Și câte ai? Nu știu, am mai multe. Astea, astea sunt trei și un cocoș, așa-i? Da, mai am câțiva de pinta, dar le ținem... Și dincolo ce ai? Un cocoș de mare în sine ăla? Cealaltă cușcă. Și aici cu curcile, ce mai ai? Astraloc. Să încerc să climez de aici. Am aici astraloc. Acum eu nu pot să intru acolo, ia încearcă să le scoți. Dacă nu ți-e frică de găini. Băiatul ne arată că are și australor negru. Ceva cam tinerele. Sunt cam tinerele, da, frumoase. Mai arată. Uite, o plicuță de australor. Wow, dar câte găini ai tu aici? Ei, mai multe. Uite, vezi că ți-am spus că mai am și câțiva de pinta. Da, se scorcite cu pinta. Da. Smetișuri se numesc. Oh, vedem și o plicuță de orverc acolo. Aia roșie și cocoș ai la el. Da. Aici am un cocoșel. Ăla ce-i? Mii de flori? E, nu știu de care, adică încă nu. Un cocoșel, că ăsta așa rămâne, nu mai crește. Da, da, da. A, deci e un cocoș. Cred că putem să-i zicem mii de flori porțelan. Cocoș frumos de ornament. Oh, deci ai și Wyandot. Argintiu, viandote. Două găinușe și un cocoșel. Aici mai avem...
un albă care nu știu tot ce rasă e. Asta e, oare nu-s labrez? Ce zici tu? Da. Labrez alb. Da. Niște găini franțuzești. Astea... nu știu, că nu recunosc rasa. Eu știu numai astea de la găini. A, deci tu mai mult te ocupi de găini decât de porumbei. Da, da, mai mult. A porumbei, cine le dă de mâncare? Că-s frumos și ei. Frumos. A, deci bunicul tău. Da, că am văzut, când eram în casă, am văzut aici doi porumbei care căutam mâncare. A, deci tu nu-i cunoști foarte bine. Ei, da. Deci cam astea-s păsările tale. Și cam câți ani ai? Da, 7. La 7 ani deja cunoști atâtea rase de găini. Și ai și grijă de ele. Da. Mami, și unde e aia care face ouă verzi? Ai și găină cu ouă verzi? Una din alea albe. A, deci ai spus că mai ai o găină care face ouă verzi. Aia da. S-a numit araucana. Dar cred că e curcitură, că n-am văzut originala. Da. Alea sunt un pic fără coadă, altă treabă. Cum o cheamă pe asta? E una roșcată. Roșcată asta, cum o cheamă? Și un vorver. Na, bun, Darius. Mulțumește la oamenii care se uită la tine și spune dacă la vârsta ta apreciază că cunoști atâtea rase și ai pasiunea asta, să-ți dea un like. Bine. Spune-le. Dați un like dacă v-a plăcut videoclipul ăsta. La final, vă puteți dezabona. Să se aboneze, nu să se dezaboneze. Dacă nu le place. Dacă nu vă place, dați dislike. Na, foarte bine. Așadar, dacă v-a plăcut ce v-a prezentat acest minunat copil, dați un like.